Ieri, elicopterul Smurdia și-a intervenit în localitatea ieșeană Moșna pentru a acorda primul ajutor unui adolescent de 17 ani care a căzut de pe bicicletă. Minorul nu a avut nicio șansă de supraviețuire după ce s-a dezechilibrat de pe bicicletă și s-a izbit violent cu capul de un stâlp. Medicii spun că impactul cu stâlpul a fost unul extrem de dur și a dus la provocarea unor leziuni incompatibile cu viața. Apel pentru intervenția elicopterului Smurd Iași în cazul unui copil de 17 ani, un accident de bicicletă. A fost găsit cu un traumatism craniocerebral, cu lipsă de substanță și în stop cardiorespirator post-traumatic, ceea ce a făcut neindicat resuscitarea și, din păcate, s-a declarat decesul. Leziunile erau incompatibile cu supraviețuirea, ceea ce ne face să credem că impactul cu stâlpul a copilului care se afla pe bicicletă a fost unul extrem de puternic.